Aici, în seara asta, aveau cannabis. În cărșe? Aici, în seara asta. Iar a venit la 2 săptămâni și n-am mai plecat de săptămâni. Se pare că cei 4 tineri provin din județul Timiș și cumpăraseră casa din Valea Anilor, comuna Corlățel, de aproape 2 ani. Sătenii vedeau rar pe acasă, iar atunci când veneau, stăteau doar câteva zile. Nimeni nu bănuia că în solarul din grădină se află cannabis. Veneau de la Timișoara cam, știu, la o lună de zile. Mai veneau, mai stăteau pe aceea. Iar plecau, făceau spor cu bicicletele. Acum iar a venit la 2 săptămâni și n-am mai plecat de o săptămână, stau aici cu mașină. Și ieri n-am văzut mașina aceea și i-am spus al lui, vă văzut narcistea aceea. Ăsta de curea se ducea cu zărzăva la târg. Ai la aia venea rar la săptămână, la două, mă rog. În localitatea Valea Anilor, tineri înființaseră un adevărat laborator de fabricat substanțe interzise de lege. Aveau radiatoare cu care uscau plantele, dar și spațiul necesar pentru a le depozita. În această dimineață, oamenii legii au descins în locuințele lor, de unde au capturat peste 100 de kilograme de cannabis. Ce faci acolo? Unde l-ai vindeat? L-ai vindeat la Timișoara? De când le cultivați? Cei 4 membri ai rețelei ar fi fost supravegheați mai mult timp și sunt suspectați că ar fi vândut drogurile în întreaga țară. În județul Mehedinți, aceștia nu vindeau niciun gram de drog. Toată marfa era dusă la Timișoara. La prima măsurătoare ce am făcut de ocultare, cel aveam în jur de 100 de kilograme. Era cultivată aici, am înțeles, era un laborator de... Laborator era cultivat aici, probabil și un pic laborator. Să vedem la investigația ce vom face în continuare, vom stabili exact modul de operare lor, cum au făcut plantele, cum l-au cultivat, cum l-au crescut. Cele 4 persoane au fost duse la parchetul de pe lângă județul Timiș și cel mai probabil vor petrece câțiva ani buni în spatele gratiilor pentru trafic de droguri.